Băi, la thumbnail poți să luăm ceva? Poți să pui niște negri în spatele nostru? Niște? Negri, nu știi poza aia? Bun. Deci fiți atenți. Nu, e negru ăla mare, gen. Să știe la grază de la marginea patului. Sau dacă nu-l pui pe ăla, dar poți și astronauti, poliții și tot. Gata, pe serios. Ce nu-mi simți? Bun. Nu mă uit la filme cu el, că mă simt mic. Salutări, băieții, salutări. Stai, pe să-i șterg ochelari. Dar nu, chiar trebuie să-i șterg, uite. Nu, da, amândoi, au luat ochelari, da, de data și eu. Da, da, așa. Tu ești singurul normal între băieții ăștia handicapați, că practic fiecare suferă decât un handicap de vedere, nu? Pe, tu suferi de el mental, da, în fin. Așa, trece mai departe. Hai, salutăm și noi oamenii ăștia. Că suntem aici de jumătate de oră pe live. Da, da. Bun, deci avem aici de la stânga la dreapta. Avem pe domnul Domeniul Angel, Sparanghel Alexandru pe numele mic. La mijloc, obi și pasiune. Obi, bă, obi. Bă, obi. Răzvan. Și domnul Viața la țară, a.k.a. Bogdan Hriscu, a.k.a. băiatul cu petarde în tunel. Nu, îmi place asta. Așa, și băieții ăștia astăzi vor avea de ghicit prețurile unor capra animale. Mănâncă, bă, mănâncă, bă, stai, ce faci? Capra mâncă, da, stai, da, da. Gata. Revenim după pauză. Acum să vă explic și regulile. Practic aveți de, eu să vă arăt o poză cu un animal. Voi trebuie să ghiciți prețul, după care vă arăt poza cu animalul respectiv și cu prețul din anunțul respectiv, ca să nu ziceți că facem. Euro, dolar sau lei? Stai, o să vă menționez, bă, sunt euro sau lire. Păi să vedem și cursul. Deci afară. Cursul de astăzi. La... Dar ce reptili? Doar reptili în mare parte? Sau... Nu, o să sau... începem ușor. Ai răbdare, ai răbdare. Pe ăsta din spate aș da maxim un euro. Da. Se faci cu el. Până... Așa. Deci fiecare va trebui să câștigă ăla care se apropie cel mai tare de preț. Am înțeles. La cele mai multe dintre ele. Da. Și care o să enumerească cel mai puține. Poți asezona alea cu ceva. O să mănânce, o să mănânce 3 Super Rolls. Nu era mai 3? Amuzant. 3 Super Rolls. Nu era, da, mai amuzant la fiecare animal cine. Nu, pe cine pierde. Păi da, de azi zic. Bun, sunteți gata? Nu. Nu? Ce dacă începe? Bă, nu mănânc așa ceva, dar gata? Fiți atenți. Hai, începem. Primul e, o să fie un mamifer. Și avem un Three-Banded Armadillo. Asta e de la de se face roată, nu? Da, armadillo. Nu-i tatu? Nu e pedigree? Tatu e, e formația aia de muzică. E în dolar sau în lire sau în euro? Prețul este, imediat vă zic acum, că... Spune mie prețul, să zic eu primul. Nu, prețul, nu, e în euro prețul. Dacă zicem odată, n-avem voie să mai modificăm. Nu, odată ziceți, așa. Vorbim de animale adulte sau de pui? La toate. Nu menționează în anunț. Dar nu e corect. Și e pereche, e pereche. Deci prețul pentru pereche. La toate? La toate sau acum vorbim? Nu, asta e doar o pereche de armadillo cu 3. Eu zic 5.000 de ce ai zis? De euro. Euro, cam așa. 5.000 de euro. Zici tu 5.000 de euro, da? Femele și masculine. 7.000. Da. 7.000. Și tu? Femele și masculine. Ia uite ce să gândești, mă. Da, matematică. 4.000 de lei în cuvânt. Cât? 4.000. 4.000. De lei? Da. Sau de euro? Vorbeam de euro. Ce de euro. Deci tu ai zis 4.000, tu ai zis? 5.000. Și el a zis 7.000. Da? 7.000 din 1? 7.000. 7.000. Deci băieții, prețul corect. Care credeți că este? Bă, stai mă așa, eu sunt la mijloc, deci n-am cum să pierd, nici, deci clar. Păi da, asta nu-i corect, bă, dar n-ai, care mi-a aproape. Bă, da, ai cum să pierzi. Dacă e 6, și ai și pierdut. Prețul e de 3.500 de euro pereche. Păi, nu, ce Bogdan a pierdut, eu fiind la mijloc, ăsta zici 7.000, eu n-am cum să fiu ultim, înțeleg? Bă, ăsta zici 7.000. Păi el are un punct acum. Păi da, da, tu ai un punct, nu contează. Contează care câștigă cel mai puține. Deci care o să aibă cel mai okay, puțin? Gen, noi... Păi nu mai bine ăla care ce mai departe îi dai un X. El are câștigat. Nu. Care... Nu știu, mă, când ați luat atât de mult pe chestia aia? Da, eu nu știu, azi la nimeni. Pokemonul ăla. Nu știu, știi grillul ăla. Cât ai zis, 3.500? Da, sărași, dar chiar seamănă cu Pokemon, chiar că nu era cu asta nu e, mă, că am văzut un desene, că asta se face așa și sunt date. Deci să nu mai zic că m-am nimic acum la 26 de ani la desene. Bun, fiți atenți, acum tot la fel avem un animal exotic, tot mamifer, este o genetă. O pisică de aia ce-o fi... Da, bă, aici e un pic discutabil, pentru că sunt unele cu pedigree și mai găsești și de alea la... Băi, e genetă, nu e cu pedigree.
Adică, asta e o specie. Mă rog, genele și români de ăștia care mai ai crede, mă, că am văzut eu pe OLX, nu mă nebuni. Băi, ales pisici vopsite la salon. Asta e genetă. Alea sunt de la Sibelin sau Belgin. Cum se numesc astea, cum le cheamă? Genetă. Dar nu, deci am văzut pentru una, tot în euro. Cât e? Da, tot în euro. Hai să vedem, prețul pe bucată. Pe bucată? 2500. Pe bucată ai zis? Păi ai zis că o luăm pe... Nu, acum e că pe bucată, data trecută a fost pe pereche. Mă arată de poză. Dar nu mai ieși până nu e hotărâm, lasă-mă un pic, că 2000. Mi-a arăt toată poza, poate ce te convingi la... Tu cât ai zis, Bogdan? 2500. 2500? 2000. Și tu? 1500. 1500? Da. Răspuns final? Da, da, pe dar că nu mai schimbăm. 1800 sau 2000. Nu mai, păi date voi ăștia. Nu, atâta e răspunsul final, zic. Nu mă făiesc, eu am 2000 să... Da, că nu văd. 350 de euro bucata. Ce pana, nu așa ieftină. Da. Păi mai am cumpăr și eu una atunci. Domnul Angel. Mamă, domnul Angel. Nu te băgăteați de alea vândute de românaș, nu mă nebunim. Am impresia că domnul Angel nu o să mănânce astăzi. A zis că mănânc. Noi v-ați vorbit. Nu ne-am vorbit. N-am apel cu ăla, fiu la telefon. El a început, zică, bă, sigur nu v-ați vorbit și el acum ligice. Cea mai bună apărare a ta cu întotdeauna, te rog eu. Bun, hai să te cena ceva. Putem mai... să ne grăbim un pic, încep să miros din ce în ce mai tare. Bun. Și asta cred că s-a pușat pe piciorul meu. Acum trecem la reptile. Și fiți atenți. Începem cu ceva, ceva frumos. Ăsta este un varan asiatic de apă negru. Melanic. Adică negru complet. Cum am eu varan asiatic de apă? 4.000 de euro. 5.000. 4.000. Cât? E adult? Nu, e pui. E pui. 3.000. Au zis gata. Au zis? Tu ai zis 3.000, tu ai zis? 4.000, 5.000. 5.000. Da? Câștigat, te arăzăm punct. Bun. Zici că ai câștigat? Nu pot duși o pui. Hai să vedem acum, că nu mai știu. Mai și pui, nu e. A dat 4.000 pe una. Păi aia zic, pe căcatul ăla a dat 4.000, deci... 3.000 de lire. Adică undeva la 4.000 de euro, 5.000? Nu, 3.000 a zis. 3.000. Da, da, e lira mai mult, e 50. Că tot acolo e euro. Faci conversia, ce faci acum? Tot acolo e putane. Ne calculăm dacă vrei, tot acolo ai câștigat iarăși. Păi 3.000 de lire, cred că-s vreo 4.000 de euro. Cred că ai câștigat tu acum. Așa aș crede. Nu, e chiar 4.000. Bă, nu contează în lire sau... Da, v-am zis, dar de ce mă opticați? Nu știu cum de la G. Iar ai nimerimat? Ăsta merge numai puține mai zic. Seara la 6 m-am urcat, 6 dimineața. M-am uitat să văd de la de-astea. Asiatic, de la 6? Da. Eu m-am uitat la de-astea să vă prezint. Vezi că nu mai zice pe familia acum, pe perechei. Bun. Bă, știi mai ce câte au de război. Trebuie că sunt 11, deja are 3 ea. Păi da, bătaie între voi care nu mănâncă. Bun. Următorul animal e o țestoasă de Aldabra. Țestoasa de Aldabra e a doua țestoasă ca mărime de nume după țestoasa de Galapagos. Unii zic că de fapt sunt cam acolo, cam aceeași mărime. Vorbim de un pui acum? Sau da, vorbim de un pui. De un pui. 800 de euro. Dar nu e chiar cel mai mic pui, e un pic mai crescut ăsta, să vede și după, după dâmburile după care apace. 800, da? 1200. Angel? Două secunde. Tai și tu la editare. Ce se gândește băiatul ăsta? Păi nu aș vrea să mănânc chestii de alea. Oricum mănânc unul, dar nu trei, tată, că nu mai mănânc pizza. Eu zic... Deci, e pui, da? Care a zis 800? Că? 800 ai zis? 800, tu? 1200. Și tu? 700. 700, a? E, uite că mai și pierzi. Dacă să mai și pierde. 2750 de euro. Mai capul meu. 2750. Bă, dar am vrut să zic mai mult, dar iar pun cel mai mult și nu mai iau nimic. Nu ne hâți în scumul internaș la bun, bun. Păi, e a doua cea mai mare specie. Angel, 3 puncte, Răzvan. 0 puncte, Bogdan. Ce-a fost cu semnul ăla obscen din spatele care, dacă nu se vede nimic. S-a văzut ombra aici. Nu se vede nimic, nu se vede nimic. Bun, mergem mai departe. Data asta un animal pe care toți trei l-ați mângâia la mine și v-ați jucat cu el, dar e varianta albină. O iguană albină. Avem o iguană albină. E deci... 700. Da, pui. 700. Ai zis? Da, dar cred că exagerez. 700. Ai zis, gata, nu mai, păi, dar nu, hai. Ce facem? Tu, acum. Stai că gândesc. E prețul în lire. Nu contează. Contează și asta. Hai să zic. Un... Lira e mai mare sau mică? E mai mare, 600. E mai mare cu mult? Nu, acum s-au cam ajuns. Deci 7, 6...
N-avea voie să spun la fel, nu? Nu, că n-are nicio parte. Logic, logic. Deci e pui și așa, maxim, maxim, așa că sunt eu băiat, așa 500. 500, 700, 600 și 500. Am dat mers așa pas la pas. Pas la pas, n-am ce să zic despre voi. Bă, problema e că prețul mai real, prețul era dacă le adunați pe toate trei. Era sigur. Pe acolo dădea, 1500 de lire. Vrei să spui că ai 1500 de lire acolo la tine? Albino, bă, nu, eu n-am. Eu am normal. Da, contează și culoarea. Păi eu m-am gândit că e scumpă, dar bă, nici 1000. Da. Deci, domnul Bogdan, două puncte. Mamă, deja am făcut 5 și Răzvan deja e la 2 în urmă. Să mai ia plăcea. Nu știu ce am impresia că o să mănânce cineva niște vieri. Voi doi v-ați vorbit, voi trei de fapt v-ați vorbit. Dar nu s-a vorbit nimeni cu nimeni. Eu ți-am zis ieri că nu vreau să mănânc scârboșenile alea că vomit, că mi-erau mie bubele alea la gură. Natural, sunt și eu tânăr, mai am și eu alte chestii, nu nevoie, stai că poate se înțelege că sunt pe invers, nu la aia mă refeream, știi? Ce se mai împerechează cu el după ce a văzut exact, că a mâncat vieni pe live, pe YouTube, pe live, de fapt, o să fie, și nu e nici regizat, aia e problemă. Hai, trecem la animal numărul 6. Trecem, Răzvan. A dat cu capul de zi. Bun, avem un... Emerald. Da, bun, dar asta ce e, pui, da? Nu, ăsta e adult, un mascul adult de Emerald Boa, Boa Amazonia de copac, mascul adult. Nu e ca la de aia. Nu e green, nu e green tree fighter, nu. 2800 de euro. 2800 de euro. 805, 2805. Răzvan, 2805. Ce strategie! Prețul e în lire, prețul e în lire. Lire, ce-o fi? 2805 ai zis tu? Hai zis tu și zic tu și zic eu ultimul, că... Nu mai mă gândesc. E pui ăsta, da? Nu mai adult. E adult? Da. Tu știi ceva? 2503. 2503. Eu nu știu, mă gândesc să-mi greșesc. Stai mă, și tu... 2805. 2805, 2503. Ții minte asta, tată. Vreau să fii știu cât mai exact. La ultima cifră, dacă ai putea, ca să nu... Stai așa. 1983. Ce lire. Da, ce să zic? Felicitări domnul Răzvan. În sfârșit, te-ai apropiat. Da, a sărit o scalul de data asta. E 1500 de lire, numai ieftinache, adică ceva subțire. Dar chiar mai să vreau să iei mai mult. Da, nu. E asta fi și aceea ca o prețină mai mare. Nu. E de la mine. Bun, bun. Hai că stătem bine. Practic în momentul de față și inclusiv domnul Angel are șanse să mănânce vieri. Mai nu, sunt... ideea e să fim calmi, să ne păstrăm calmi. Mai sunt decât 5 animale. Următorul animal... Dar nu mănânc 3, mănânc 1. Prețul e tot în lire, stai așa. Trebuie să-mi spunge un ochi? Unul să uită la laptop, unul la Bogdan. Da, prețul e tot în lire. Și avem un Blood Python T plus albino, fix ce am scos eu anul ăsta. Aș vrea să văd. Deci, asta am scos eu anul ăsta, Blood Python T plus albino, prețul este în lire. Da, e pui. E pui. Da. 400 de euro. 600. Păi da, numai că ăsta e în lire. 659. 659, 2400, domnul Angel, ia să vedem. 521. 521. Tu cât ai zis, mă? 400. Și tu ai zis? 650. Da, ce să zic. Hai că începe să scoate domnul Răzvan. 200 de lire, numai. Atâta? Da, aparent după 200 de lire. E singurul pe care l-am găsit. Mă gândeam că faci bani mai mulți acum. Da, și eu mă gândeam că mă umplu de bani, dar din păcate se pare că nu e chiar așa de rău. Felicitări, domnul Răzvan, felicitări. Ești la egalitate cu domnul Bogdan și fix am business la un punct sub sub Anghel. Bun, fiți atenți. De data asta avem prețul în euro. Așa. La un piton regal. E o singură genă, se numește Stranger. Gena asta. E un piton regal, e o femeie adultă de piton regal Stranger, prețul e în euro. 1000 de euro. 480. Deci e o singură genă, nu e nimic complex. Cât ai zis, Bogdan? 480. 470. De casa la lor. Aoleu. Dacă adunați toți trei, sunteți sub jumate din prețul real.
7500 de euro. Vezi că nu e nimic complex, pe dacă tu îmi bagi mie strâmbe. Nu e complex, adică din punct de vedere genetic, e doar o singură genă. Bă, hai că începe să facem. Asta nu înseamnă că nu e foarte scump. Mult. Nu știu de ce. Niciuna, n-aș da niciodată bani. Asta e o genă, e ieftin. Bine, eu oricum n-aș da bani atâtea. Domnul Răzvan, fericit, doamne, dar a venit puternic băiatul ăsta din spate. Nu se aștepta nimeni. Poate mai căscuța. Mai sunt decât 3 animale. Și fii atent, dacă e egalitate, ce se întâmplă? Dacă n-are cum, stai că n-are cum că... Da. Cum să n-are cum? Eu știu, că au fost 11 animale, nu de toate. Păi și noi suntem 3. Păi da. Fii atent, în caz de egalitate, facem așa. După următoarele două animale, dacă cumva e egalitate între ăilalți doi loseri, ăla care are cele mai multe iese, și rămân decât ultimii doi, practic, ca să nu cumva să ieși. Și mai bași tu un animal în plus ceva? Sau? Nu mai, păi am 11 animale decât. Nu m-am înțeles, gen lasă ultima întrebare, în cazul în care e egalitate, lasă ultima întrebare. Bun, acum trebuie să egalizez eu, că dacă nu rămân eu așa. Urmează. Ceva de gen, pare că sunt popor, știi? Am și explicat acolo. Pugdan este mâine acasă. Urmează un Amethyst Python, de la cum am luat și eu din Germania. Da. Numai că este o femelă la 1,80 m. Importată, wildcap. De una importantă, poate. Stai că m-ai băgat în ceasă. Poți să arăți prețul? 250 de euro. Da. Poți să arăți și prețul? Bogdan, tu nu te grăbi. Ia zi. Da? Mai zic și eu ultimul, eu zic mereu. Păi nu, eu am zis mereu primul. Nu, unde mai e? E stricat ăsta, filmare. Nu zic, trebuie să mă gândesc. Cât ai, deci are un metru și ceva. 1,80 m. 1,80 m. Deci e cât mine. N-arată la fel de bine. 320. Tu cât ai zis? 250. Nu, el, 250. 250 și tu? Ăsta, păi mai și... Ați luat maturitate? Da. Bă, teoretic nu. Nu, teoretic nu. Cât ai zis, Bogdan? Nu mai contează. 320. 350. 350? 250. De ce te bucuri? Bă, că nu mănânc. Zici? Da. Haide, mă, tati, că am mâncat ăsta ceva. Ai, și le vinde așa ieftin. Păi eu nu l-aș vinde, mă, am grijă de el, fac curat. Ieta-mă! 475 de lire. Asta era mai Bogdan, e ce-i cu tine, tată? Da. Da, domnul Angel. Știți cum e cel mai prost? Bă, s-a terminat. Lasă, că ne-am jucat, ne-am distrat, nu mai trebuie așa. Ghicești pe următoare două ca să pierzi tu. Da, deci singura ta șansă, domnul Bogdan, este ca la urmă. Păi și eu pot să plec de aici? Nu, pot să mai stai, ca să mai arunci un pic cu foc. Să-i mai încurc. Da, bine. Bun. Și dacă le-ai luat următoare, el are cum punct mai mult, nu? Păi, jucăm în continuare, poate mai 5, asta este, da. Deci, Bogdan de data asta... Sau nu, stai așa un pic, Bogdan are 2, eu am 3, că nu mai știu cum era. Da, Bogdan are 2, tu ai 3, Angela are 4. Pe atunci încă suntem toți în... Fiți, hai, Bogdan, asta e pentru tine, trebuie să te scoți cu treaba asta. Da. Bă, toți pentru... suntem, stai un pic, că toți suntem încă în competiție, că eu dacă le nimeresc pe următoarele 2, eu am câștigat, practic. No, pierd eu. De ce nu pierde, nu mai contează. Dar el nu mai poate să mai pierdă. De fapt, da, ai dreptate. Da, dacă ghicesc acum, faci. Fii atent, de data asta ai mare avantaj, s-a potrivit la să mor, deci nu e. Animalul ăsta, îl am luat la rând, o să vedeți după aia că sunt numerotate. Dar un ciobănesc german, ceva, dar că lor le-ai dat, de ce mai știu și. Asta e cu avantaj pentru tine că tu ai animalul ăsta, e un pui de frile dragon. Azi. Prețul e în lire. La ăsta. Cine mai poți spune atunci despre el? Atunci zic ultimul, acum, ca să fie. Da, lasă pe el ultimul ca să... Bine, da. Cine mai poți spune? Mai vorbește-ne că trebuie să și prezinți. Ce să... E un frile dragon, o agamă gulerată foarte frumoasă, am și eu acasă, are și Bogdan. De ce e ieftină? 200... Că? Stai, 200... Păi și nu e corect dacă Bogdan are acasă. Da, da, eu am doar luat în România cu preț de România. Depinde cât e afară. Am înțeles. 280 de lire. 280 de lire. Tu? Păi ai zis că nu mai are sens. Păi nu, lasă-și că să zic, eu poate să mă încurce. Deci 280 de lire ai spus, asta înseamnă masumeno, deci eu să zic 250. Bogdan? 250. 200. 200, 280, 250, da? Prea mult, tu crezi. Nu e neapărat, depinde. Da, din păcate, trebuie să terminăm meciul mai devreme. Aceea s-a scumpă n-a fost. A fost 400 de lire. Ultima probă, adică nici nu prea mare rost, pentru că tu ai 4, tu ai 4, tu Bogdan ai nimerit decât 2.
Ia uite, mă! Publicitate! Da! Luca, să caca, să caca! Ce dai pe mine? Să caca cu mă! Să caca, să caca, să caca, să caca și eu dă pe mine! O mai facem și pe ultima? Hai să faci și pe ultima pentru palma. Rez, fii atent, dacă o câștigi pe asta, în loc de 3 super roșu, mănânci decât unul. Deci fii atent, te dăm partea mea. Dăm partea mea. Deci, la ăsta, avem niște, un grup de 10 izopozi. Carcala aceia care mănâncă rahat de animal. Simpli, așa că aș merge pe un... 10 de ăștia. 10 de ăștia? Da, 10. 80 de la maturitate sau... Lire sau euro? Lire sau? În lire. 80. 10 bucăți, adică 8 euro bucată, așa am calculat repede. Da. Nu, 9. Nu, nu, dar 10 bucăți? Sau 80 împărțit la 10, 9. Dar știi cât e mea, nu? Scuze-mă. Nu, că e prima oară când ne vedem noi aici. Scuze-mă. Te-am părut prost, dacă mă știi dacă... Acum el să se scoată că cică glumea. Hai că am înțeles. Hai zi prețul. Deci, per bucată sau peste 10? Nu, 10 bucăți. Pachet de 10 bucăți. Pe euro, da? În lire. Eu spun în lire, în lire, ținând cont de fluctuația lirei, 110. 110 lire? Da, 110. Deci 10 euro. Bogdan? 75. 75? 75. Adică 8. Ai câștigat. Da. Ce să zic? Domnul Bogdan, a fost șansa ta. A fost șansa ta. Bă, așa de... Nu, e în dolari, am uitat. Tot de mult. Auzi, dacă știi că Torucia, eu am citat, de exemplu, mă. Hai, mă, cam, de lei măcar. N-are tata aia cât ți-ar dă. Îți dau o mașinuță. Îți dau o mașinuță. Mă, pune-le la mașinuță. Îți dau o mașinuță. M-a așteptat să fie spus, de-aia am și zis-o. Azi 50, 100. În general, ea normal sunt undeva la 10. Da, ce beau? Bă, bă, 1000. Nu primul nimic. N-o să vezi când te vede. Dar ne mai prinde camera pe toată. Și de ziua ta. Da, da, da. Asta e cadoul de ziua mea. Nu mi-ai dat pe gură să moară frața mea. Bă, dar mănâncă și tu, că ești organizatorul. Mănâncă și tu unul cu el. Primul ia mănâncă tu să vadă și dar nu mă mușcă de limbă, că am... Bă, chiar o capul, tai capul drept. Dar nu te capul, mă, că nu muși de cap. Deci ne-a se primul pe gură. Alei pe cei trei, oia ăștia trei mai grași? Mai mai, dau. Mai mai, mai să mă acum... Regulă, regulă, câte unul, n-ai voie toți odată. Hai de capul. A doua aproape, așa. Yes. Acum să simt și eu ce mă... Mamă, și ce simt? Ba, nu mai așa. Bă, nu uiți să dai bani după aia, că am apropiat eu. Dacă dai pe mine, dau cu capra în tine. Bă, să-mi dai și pe carnare importantă. Fără 2000. Băi, dă-i șat! Nu te mai așa, că sare pe noi trebuie, lasă-mă pași. Nu primi nimic, dă-i drumul. Câte unul n-are voie toți trăit odată. Dă-i șat! Nu cred. Dă-i șat! Îmi pare rău. Nu cred. Hai de tati! Bă, deci stai, stai, stai. Mamă, dar nu mai vorbești cu mine după aia. Nu mai vorbești cu mine, 2 metri distanță îmi vorbești cu mine. Să nu-mi mai pupă obraz la plecare. Băi, dă-i mă cu mine. Nu cred. Ia vezi. Toată lumea stă cu telefoane pe ei, nu cred. Nivelul din imagine tocmai să mănânce un... Nu cred. Hai că ei sau trei. De fapt trei viem. Săracii trăiesc în panică acum că știu că o să fie mâncați. Sigur nu-i rotare. Poftim? Nu-i rotare. Păi ia și tu câte unul, pără. Hai, hai. Hai mă bagă. Bă, dacă mănec, mor aici. Hai, ce cum faci? Îți dau un sfat, bagă-l repede și strivește-l ca să nu mai miște. Lasă-mă, mamă. Am mâncat greier, am mâncat râme, am mâncat lăcuste. Vii. Vezi că dacă îl înghiți așa, te dau unul la stomac, treaba ta, găurește stomacul ăsta. Pe la ce foame am acum, mă uit gluma la pizza aia și eu stau în mână. A, dă să-i mănâncă. Nu, să mănâncă se pară. Maxim sare. Să mănâncă se pară. Vrei de la Dominio Anghel. Maxim. Dar dacă e înghitit, vii nu, că Câte unul? Nu avem. Unde eu? Trebuie să înghiți înainte. Că deja cred că s-a obișnuit cu gustul. Da, trebuie să înghiți, să nu scrii. Ești bine, Bogdan? Bă, ai numărul de la ambulanță de aici, de la voi, de la asta? E greu, e foarte greu. Stai puțin. Ia mai de 3.
ce are gust la urmă? Yes. Stai că îmi stă pe limbă, dar nu știu gustul. Păi îmi stă pe limbă că ți-a rămas, că n-ai înghițit tot. Nu stă numele pe limbă. La început mi s-a părut așa ciudat. Te mișcau, cred că. Da. Ai tu pe să nu știu decât unul. Dacă iei, tu iau și un domn, te lăsă. Bă, dar nu filmează, nu filmează asta. Puțin acrișor, așa să zic. Hai mă, ce e așa de rău? Păi, nu fiți... Bă, nu e exagerat de rău. Mă mușcă, stai să schimb camera. Nu, lasă-mă, nu mușcă. Da. Dar mă mușcă, ți-a dat. Am probleme cu cinstita, nu. Mi-a zis cineva pe TikTok când a filmat clipul ăla că, aule, mișcă. Și zic, dracu, de normal, că doar nu sunt nebun să mănânc unul mort. Păi nu mănânc, mă jur că mănătesc fără pe mine, nu? Cred că ăsta s-a căcat la mine în gură. Mai vrei să mai mănânci? Gata. Punem niște vieni pe asta? La Bogdan, că s-au găsit de acum ce să mai... Bun, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, distribuiți să vadă și prietenii voștri și până data viitoare, nu uitați, promovați Terraristica și iubiți toate animalele. Susțineți producătorii locali. Da, pa. Da, da, pa.